Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Astăzi este despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Tema emisiunii de astăzi este călătoriile, cunoaștere și plăcere a sufletului. Și am ca invitată pe Daniela Bordei. Bună seara și îți mulțumesc că ai acceptat din nou invitația mea. Bună seara, bine v-am găsit și eu mă bucur că am revenit în emisiune. Daniela, o să începem cu plăcerea sufletului și cu arta de a scrie. Pentru că suntem în vacanță și pentru că pentru copiii care probabil că ne urmăresc, adolescenții care ne urmăresc, dar și pentru părinți, poate că este nevoie să dăm așa câteva idei despre ce poate să aducă scrisul în viața unui om. Scrisul, cred că, în primul rând, te aduce pe tine, în viața ta. Pentru că un om care scrie se descoperă pe el. Descoperă lumea, se descoperă pe el și se oferă. Este cel mai frumos dar pe care poate să-l facă scriind. Se dăruie pe el. Scriind are șansa să trăiască viețile tuturor personajelor pe care le creează. Să-și facă greșelile mai puțin vizibile sau să și le corecteze de tot. Să încerce niște variante care la momentul respectiv nu au fost cea mai bună opțiune și nu le-a folosit, sau încearcă pur și simplu să-și dezvolte creativitatea și să călătorească în lumi despre care nu are niciun fel de idee sau pe care, descoperindu-le, se va îndrăgosti de ele și le va dărui celorlalți. Scrisul e, cred că, cea mai înaltă formă de rafinament cultural și, din punctul ăsta de vedere, consider că fiecare ar trebui să încerce. Exact cum n-aș putea spune că există persoane fără ureche muzicală. Putem să spunem că sunt persoane care nu au educat auzul muzical. La fel și la scris, cred că nu există persoană care să nu poată să scrie. Cred că pur și simplu noi avem niște blocaje legate de faptul că ori am citit ceva despre care niciodată n-am fi capabili să ne imaginăm că am putea să facem un lucru similar, sau pur și simplu scrisul constituie pentru noi genul acela de temeri, de rețineri, de lucruri pe care le punem undeva ferecate bine și la care nu îndrăznim decât să visăm. În fiecare din noi sunt sigură că există un mic scriitor. Prima ta carte este aceasta, nu? Recursul la iubire este prima mea carte și nici măcar n-am știut că o să scriu o carte. Deci Recurs la iubire a venit în cel mai firesc și mai neașteptat mod, în sensul că eu corectam eseurile copiilor, le dădeam idei de eseuri și deschisesem un blog așa pe care scriam când și când diverse lucruri pe care le vroiam pentru mine, pentru sufletul meu. Adică corectam tot timpul în engleză și am simțit nevoia să mă exprim și în limba mea, în română. Așa? Mai scriam câte un articol mic de tot, nu publicam nimic nicăieri. Și mi-aduc aminte că la un moment dat de ziua mea, doi prieteni foarte dragi, medici, mi-au făcut o mare surpriză, în sensul că au adunat tot de pe blog, s-au dus la o editură și au făcut o carte. Și i-au dat numele blogului. Și blogul se numea Șoapte. Și prima mea carte pe care o am în bibliotecă se numește Șoapte și conține articole fără legătură de pe blogul meu. Mi-aduc aminte că au făcut 3 cărți și mi-au adus un buchet de flori și mi-au adus o pungă în care erau 3 cărți. Eu am scos cărțile, eu care sunt o mare iubitoare a cărților, am scos cărțile, m-am uitat la ele, zic, ce drăguț, trebuie să fie foarte interesat. Dar eu nu am cuplat Șoaptele din titlu cu Șoaptele de pe blogul meu și nu mi-am văzut numele. Eu nu mi-am văzut numele. Ce surpriză frumoasă. Până hăt, da. În clipa în care mi-am văzut numele, am avut o emoție cum nu mi s-a mai întâmplat niciodată.
Pe urmă... A doua, nu? Așa. Se numește Decadențe, foarte frumoasă imaginea Decadențe, îngerului, da? Decadențe este o carte de la care, începând, toate coperțile mele vor avea o logică 1 cu 4. Adică o carte pe care o vezi citită de cineva, uh-huh, și vezi imaginea întregul. Deci aici am porumbelul alb, da, pe care îl poți vedea doar desfăcând cartea, și acest gen de abordare următoare, de fapt, toate coperțile, în afară de coperta ultimei cărți, sunt lucrate împreună cu o foarte bună prietenă, Cosana Tudor, care este arhitect și care efectiv a făcut tot ce i-am spus eu, tot ce mi-am urlat mie în cap, i-a pus pe hârtie și a făcut posibilă Și este abordarea. Vorba despre tentațiile din lumea adolescenților? Da, pentru că eu, bună prietenă fiind cu copii, încerc în permanență să aflu despre ei și problemele lor și încet, încet am descoperit că există o lume pe care o vedem cu toții și există o lume pe care nu o vedem decât unii dintre noi, și parcă ar trebui pusă așa mai în față ca să luăm aminte și să nu credem că e ușor să fii și copil. Nu e deloc ușor, că tentații sunt la tot pasul și ei nu știu să se ferească de ele pentru că au o curiozitate care e firească la vârsta asta. Și atunci asta a inspirat a doua mea carte. Următoarea este Călătorind prin cele patru camere cardinale. Și aici avem un pământ, un glob pământesc stilizat sub formă de inimă și pe culorile aurorei boreale, pentru că surprinde atât circuitul din Islanda, cât și cele două circuite la capătul lumii, în nord și în sud. Și m-am gândit că, vezi, călătoriile le faci pentru sufletul tău, pentru inima ta. Și inimioara noastră are și ea patru camere. Și atunci am combinat camerele inimioarei cu inimii omului, cu cele patru puncte cardinale. Eu așa am vrut să se numească, să aibă o legătură cu cele patru puncte cardinale, dar exista o carte în acest sens și atunci a trebuit să aleg alt titlu și l-am ales pe ăsta, și tot așa e legată de călătoriile pe care le-am făcut și de senzația pe care o trăiești. Ultima este Casa cu patru ferestre. Ultima e Casa cu patru ferestre și chiar m-am gândit când am realizat la un moment dat că patru ferestre, patru camere cardinale, poate că am o problemă cu patru. Da, m-am gândit, zic, ce-o fi cu chestia asta, dar o să mă oferesc de cifra 4. Casa cu patru ferestre, tot așa deschisă, este o casă cu patru ferestre total diferite. Da, e chiar făcută în 3D și e superbă. Aici m-a ajutat Aurelian de la editura Neverland și foarte frumos am colaborat și cu el. Și cartea se vrea un semn, așa, să ne atragă atenția asupra faptului că suntem mult prea izolați și că toată izolarea asta și lumea în care trăim și faptul că am tras obloanele și nu lăsăm să intre nimic din afară la noi și nu vrem să transmitem nimic în afară, nu ne face bine. Și avem ocazia să constatăm și singuri acum. Prin ceea ce trecem noi, exact. Da, prin ce am trecut și încă mai trecem cu pandemia. Cred că o să mai trecem mult timp până o să decidă lumea, când factorii de decizie o să hotărească când se termină pandemia. Mi-a plăcut foarte mult ce ai scris aici. A trebuit să merg foarte departe ca să înțeleg cât eram de aproape de ceea ce îmi doream să fac. Călătorind prin cele patru camere ale inimii mele, m-am înțeles pe mine și pe ceilalți într-un fel în care nu credeam că voi reuși vreodată. Așa este. Știi, după ce scrii cartea, tu ai sentimentul că, gata, acum se ocupă cineva, face cineva tot în continuare și tu ești fericitul posesor al unei bucățele de raft acolo în biblioteca ta, unde vezi numele tău. De unde? Așa, eu am o relație foarte faină cu cei de la editură și cu Nicolae Cârstea, dar și cu Ciprian, cel care se ocupă de cărțile mele, și pe urmă el începe să-mi spună, ok, ce scriem la final? Aoleu, trebuie
să scriem la final ceva. Da, trebuie să scrii ceva și îți dai seama că mă gândesc ce fac eu când cumpăr o carte. Dau la început, la final, normal, trebuie să scrii ceva interesant. Așa, pe urmă, Daniela, cui dedicăm cartea? Și cu asta am avut o problemă. Cărțile sunt toate dedicate cuiva, în afară de decadențe, pe care am vrut să o dedic întregii generații. Așa, și pe urmă am zis, mai bine las-o așa, că poate nu este acesta simbolul generației. Faptul da. Că avem tot felul de dependențe și că suntem așa. Poate e doar un semnal de alarmă și nu o să fie așa. Și atunci fără dedicație. Și dedicația pe care am făcut-o acolo, de fapt dedicație, comentariul pe care l-am făcut în cartea de călătorii, spune exact ce simt, pentru că vezi, eu nu mă gândesc, eu nu am genul ăla de scris în care îmi iau timp, zile, mă izolez să scriu ceva. Nu, eu scriu ce simt pe moment. Și în clipa aia eu mi-am dat seama că de fapt noi nu știm cine suntem. Și avem nevoie de niște așa, niște factori mici care să ne ajute să ne descoperim și să ne bucurăm de cine suntem. Și eu, călătoria e o provocare. E o provocare să-ți depășești niște limite și o provocare despre care se referă mai ales la tine, ca individ. De ce spun asta? Uite, eu recomand tuturor oamenilor să facă neapărat și o călătorie singuri. Adică plecatul ăla cu toată familia, cățel, purcel, cu toată lumea, plecatul cu totul aranjat, cu totul stabilit, nu are, ok, are foarte mult sens și trebuie să fie așa, dar pe gustul meu, o călătorie trebuie să mă surprindă, nu numai cu, prin ceea ce văd, prin oamenii pe care îi întâlnesc, ci trebuie să mă surprindă pentru că eu mă voi pune în niște situații. Și eu trebuie să nu am 15.000 de oameni în jurul meu care să mă ajute să-mi iau deciziile. Eu trebuie să mi le iau eu și trebuie să văd cum reacționez. Adică am avut niște schimbări așa foarte mari, nu știu, de la ceea ce vedeam, la ceea ce simțeam, de la nostalgie, la bucurie fără seamă. Doamne, mi-aduc aminte că eram atât de fericită că îmi venea să plâng și îmi venea să... vorbeam singură. N-aveam cui să spun și mă bucuram că n-am cui să spun, dar îmi spuneam mie, călătoriile singuri sunt niște călătorii în tine. Intri în tine și te descoperi. E culoarul ăla cu toate ușile închise pe care n-ai pășit. Când călătorești, tu începi să deschizi uși și începi să vezi despre tine că nu știi până unde duci, nu știi până unde există praguri de suportabilitate, de tot ce vrei. În călătorii îți descoperi tot. Deci e cel mai simplu mod de a afla cine ești tu. Și am făcut la început călătoriile singură, în sensul că plecam și erau țintite. Știam exact unde mă duc, nu mă duceam niciodată în același loc. Tot timpul am spus, e prea puțin timp, am apucat să călătoresc târziu. De ce să nu? Asta am vrut să te întreb dacă ți-aduce aminte când anume ai început să călătorești. Așa de călătorit, îmi aduc aminte de vacanța cu mama și cu tata la Eforie, cred, așa. Acum 55 de ani, așa, când valurile erau cu tata și eu eram undeva și vedeam, făceam scuba fără să fac scuba. Deci am făcut călătorii și cu părinții mei, numai că atunci eram limitați, de problemele financiare și eram limitați de cât puteam noi să vedem din țărișoara asta, nu aveam mașină, era complicat. Știm noi foarte bine cum era până în 89. Pe urmă, în perioada comunismului și în perioada cât am fost la facultate, la liceu, călătoriile erau de regulă cu grupul meu de prieteni și atunci eram genul ăla de călător care urca munții, care temerar să descopere mereu, deci tot timpul am fost așa.
După am Revolu... avut și eu, mă recunosc, am avut și eu o perioadă da, din da, asta. Păi, uite-te și am la cam noi. Revenit așa un pic la da, ea. Da, da, cum... și eu la fel, că da. Numai că acum mă duc și să văd alți mulți. Așa, și după Revoluție am încercat și noi Marea cu Degetul, mi-aduc aminte că am plecat cu o Dacie, cu familia. Am mai luat și o prietenă cu fetița ei care făcea 18 ani și am plecat toată Europa și ne-am oprit la Paris. De-aia acum când am fost în Franța și am ajuns în Paris după 25 de ani, mi s-a părut cu totul altfel și am înțeles atât de multe lucruri pe care atunci nu le înțelegeam. Atunci mi-aduc aminte când am ieșit din România și am, cred că era o benzinărie în care erau o grămadă de pepeni puși și cu un furtun care făcea ca apa și era seară și cu un becușor albastru sau verde, ceva de genul ăsta. Deci mie mi s-a părut, ce să spun, fântână arteziană de mare clasă. Înțelegi? Și îmi dădea seama, noi nu aveam nimic din toate astea. Stăteam la camping, dar mie totul mi se părea. Nu văzusem cum arată chiuvete de inox și așa mai departe. Bine, nu eram genul care să mă miră așa, dar în sinea mea îmi dădeam seama că lumea în care am trăit, lumea nu e, se rezuma la niște lucruri atât de mici și atât de nesemnificative încât stau și mă gândesc că toți părinții care își țin copilul doar acolo, în cochilia lor, de teama de a nu îl face să se provoace la niște lucruri pe care oricum viața îl va face să îi le va ridica ca pe niște provocări extraordinare. Deci noi greșim mult că nu facem asta. Călătoria prin Europa atunci cu mașina cred că a fost una dintre cele mai frumoase călătorii din viața mea, pentru că eram copil efectiv, deși aveam 30 de ani, mai mult de 30 de ani. Așa eram ca un copil care se minuna la absolut orice. Habar n-aveam nimic, cred că am avut un Dumnezeu mare de tot care ne-a ferit de tot ce se putea pe lumea asta. Dacia a ținut și duși întors și era în rotaj, deci era o Dacie care efectiv a suportat greutatea și mi-aduc aminte că a fost Carrefour-ul pentru noi la nivel de Louvre, adică văzusem Louvre și în clipa în care am văzut Carrefour și am intrat prima oară într-un mall și acum știm foarte bine ce înseamnă Carrefour, că nu e vreo inginerie, așa, dar faptul că noi vedeam acolo atâta diversitate și atâta, era o lume mică. O lume pe care noi nu o găsisem încă. Dar de călătorit de adevăratelea, am călătorit la 50 de ani. Deci atunci când am împlinit 50 de ani, deci înainte să împlinești 50 de ani, m-am gândit că ar fi frumos să-mi fac un cadou. M-am gândit ce cadou poate să-mi facă mie ai mei sau ce ar trebui să mă surprindă și să-mi facă o plăcere ieșită din comun. Și n-am găsit nimic care să fie pe gustul meu. Și atunci am decis să plec în Danemarca. Nu știu de ce Danemarca, că nu, am ales, nu știu, m-am dus la regele Lear, nu știu de ce m-am dus în Danemarca, dar am vrut Danemarca. M-am dus în Danemarca, am zburat, vreau să spun că atunci am zburat prima oară cu avionul. Deci, pentru noi nu era lesne să călătorești. Da. Așa, am zburat cu avionul și ei nu mi-au spus, nici fiul meu care făcuse avionul și nici prietenii, nimeni nu mi-a spus, vezi că e un avion de ăsta ușor, care mai mult planează și nu știu ce. Ca să nu mă sperii, știi că era chestia asta, că multă lume cu frică de avion, de altfel. Soțul meu nu mă însoțește niciodată în călătorii pentru că are teamă de a zbura cu avionul, a avut o întâmplare neplăcută cu avionul și s-a jurat că nu mai pune piciorul în avion. Probabil că e foarte stresat că îl pun eu, că știe unde mă duc și până mă vede înapoi. Da. Dar atunci când am plecat în Danemarca, planorul ăla, că nici pot să spun că era avion, deci se ducea așa, mi se părea că o să ajungem prin Siberia, că îl bătea vântul așa, știi, pe acolo prin... Vedeam apa și mi se părea, Doamne, da, îmi plăcea la nebunie, mă uitam pe geam fascinată. Fără să realizez, după aia am stat și m-am gândit, păi eu zodie de aer. Păi mie în aer mi-era cel mai bine, deci eram fericită. Așa, și
Am ajuns eu în Danemarca, mi-a plăcut la nebunie, după care mi-am făcut o rezervare și am plecat să văd fiordurile mici, practic din Copenhaga până în Oslo. Și s-a întâmplat ca cei 50 de ani să îi sărbătoresc, să se întâmple să am ziua de naștere exact în ape internaționale, undeva între Copenhaga și Oslo. Ah, ce frumos! Și să vezi ce mi-a venit ideea să fac, că am fost foarte originală. M-am trezit, m-am dichisit, mi-am luat actul de identitate, m-am dus la stewardul pe care l-am găsit pe dimineață, de tot 6 dimineața, stewardul pe care l-am găsit pe nivel acolo la mine și i-am spus vreau să merg la capitan. Era un bloc de ăsta care călătorea pe apă, deci nu se punea problema că era o bărcuță. O să te rog să povestim după pauza publicitară. Da. În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre vulnerabilități și tipare de comportament în relațiile interumane. Pentru mine dezvoltarea personală este un model educațional, este un model de autocunoaștere. V-ați fi gândit că bucuria este o practică, este un obicei? Și sunt puțini oameni care au acea expresie a unei vieți interioare fericite. A ieșit cartea Horoscopul pe 2021, o tradiție, e din 2004 scot această carte. N-ai cum să nu faci legătură între spiritualitate și Egipt. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun care pare a nu ști ce este înfrângerea. Un mix foarte interesant între ceea ce înseamnă actorie, lumea artelor și lumea psihologiei. Care mi-au rămas în suflet. Ca o armată de oameni care fiecare trebuie să știe exact ce are de făcut. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau dacă nu în copilărie, în adolescență? Vă invit să descoperiți alături de mine oameni. Lucrurile pe care le-am găsit sau le-ați găsit sau le-a găsit invitatul meu în acea carte și care i-au marcat viața. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Plângem că oamenii nu prea mai citesc. Astăzi vreau să vorbim despre tendințele în piața imobiliară. Ce interese au marile puteri în România? Cum putem să ne păstrăm totuși niște limite rezonabile ale psihicului, intelectului și ființei în general? Cel mai important dar pe care noi oamenii îl avem. Darul și puterea de a alege. În fiecare zi noi facem alegeri, avem opțiuni, luăm decizii. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Cât de grea este pentru tine ca artistă perioada aceasta de retragere forțată? Scorpionul care se învârte, mușcă peste tot, face ceea ce face, îți dai seama că te uiți în jur și spui ceva nu merge, ceva nu e în regulă. La noi autoritățile arată cu degetul spre populație. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Și acum că ne-am întors din pauza publicitară, te rog să ne spui. Ai zis că vrei neapărat să-l vezi pe capitan. Și omul a încercat, stewardul disperat, a încercat să mă convingă că nu se poate asta, că doamnă, să vedeți că de la 11 septembrie fusese
incidentul cu 11 septembrie, nu mai aveți voi, nimeni n-are voie să mai ajungă în sala în care sunt capitanii și nu știu ce. Eu nimic, o țineam pe-a mea, eu vreau să-l cunosc pe capitan și arătam actul de identitate și spuneam, eu astăzi împlinesc 50 de ani și voi sunteți gazda mea. V-am ales pe voi să fiți gazda mea și vreau să-mi cunosc gazda. Omul până la urmă n-a avut ce să facă, a pus mâna pe telefon, a sunat în, la capitanii acolo și foarte drăguț omul respectiv i-a spus a doua imediat. M-a adus acolo, n-am fost niciodată până atunci în sala respectivă de unde se comandă tot. Era turcoază, așa, bleu, totul, știi? Că am înțeles că așa văd mai bine ei. Mm-hmm. Și mi-a explicat că sunt schimburi de câte două ore. Așa lucrau, că sunt nou capitan, de fapt, și nu știu ce. Și mi-a zis, chiar e ziua ta astăzi? Zic, da, chiar e ziua mea. Și faci 50 de ani și de ce ai venit? Și am zis, uite, pentru că nu mai vreau niciodată să fiu acasă de ziua mea. Cadoul pe care vreau să mi-l fac de ziua mea singură, de anul ăsta începând, este să plec într-un loc în care n-am fost niciodată. Și anul ăsta am venit aici. Omul foarte impresionat, o minte destupată, călătorise destul, mi-a zis ok, presupun că n-ai luat micul dejun și am zis nu, că era de vreme și a zis ok, eu ies din tură în jumătate de oră, te aștept la, nu mai știu, pe nivelul 5, nu știu ce, la micul dejun. Și a venit cu un trandafir. Ah, ce frumos. A venit cu un trandafir și a vorbit și am mâncat împreună și a fost pentru mine. Asta a fost cea mai frumoasă, cel mai frumos cadou și, cum să spun, faptul că mi l-a oferit un străin, faptul că mi l-a oferit cu atâta lejeritate că nu îl obliga nimeni să facă chestia asta, a contat enorm. Și mi-am dat seama cât de frumoși sunt oamenii și că ar fi interesant să repet. Nu știu dacă decizia ca din acel moment să fiu mereu plecată de ziua mea, am luat-o așa atunci sau o aveam de dinainte, dar acum nici nu mai contează. Când am coborât, mi-aduc aminte că am coborât în Oslo, am fost la primul magazin și am văzut ce prețuri exorbitante în Norvegia și era totuși acum niște ani, 14 ani la mine se cunoștea, nu exista posibilitatea să zic doai de mine, mă apuc acum și îmi fac cumpărăturile așa să am ceva să-mi răună de la ziua mea. Trebuie pentru care toți banii care am avut i-am băgat în vizită la diverse muzee. M-am dus în Vigeland Park, care este o bucurie pentru spirit, așa, m-am dus la Muzeul Vikingilor, în fine, nu lungim vorba, m-am bucurat de Norvegia, de Oslo, toată ziua, de dimineață până în seara. Și când m-am întors, pentru că era o chestie scurtă, dus, întors, practic o noapte sau două erai pe vapor și în rest, cât îți lua drumul și ziua respectivă, da, toată ziua o petreceai, da, deci două nopți drumul și o zi întreagă în Oslo. Și la întoarcere în Copenhaga, mi-aduc aminte că de pe chei mi-am luat niște lalele superbe. Eu mi-am cumpărat lalele, erau împachetate super, așa un braț de lalele și mi s-a părut că a fost cea mai frumoasă sărbătoare din toate câte s-au pomenit până atunci. Și pe urmă, toate sărbătorile care au venit au fost odată la Veneția, s-a nimerit să înceapă festivalul chiar de ziua mea. Ce cadou mai frumos! Nici nu se putea mai bine. E drept că atunci am fost și cu o prietenă, am fost și cu sora mea, am fost și cu, nu cu o prietenă, cu mai mulți prieteni, și cu, pentru că toți au vrut să meargă, dar eu, pentru mine era cadoul același, faptul că eram la Veneția. Altădată m-am dus la Milano și mi-aduc aminte perfect, chiar în dimineața zilei mele mi-am programat să văd cina cea de taină, la 7:30 dimineața eram în fața freștei și mă uitam cu o, cum să spun, cu o bucurie, deci chiar îmi spuneam, ăsta e cadoul meu, am un sfert de oră pentru mine, că atâta aveam voie să stăm, am un sfert de oră pentru mine să mă uit la cina cea de taină. Seara m-am dus la opera la Scala di Milano, deci mi s-a părut o zi perfectă și tot așa. Și tot așa, deci la început călătoream singură.
zis, hai să încerc și un circuit. Mergeam cu aceeași companie și cu Interan, numai cu Interan călătorit, și îmi făcea tot timpul biletele aceeași persoană, Adina, o fată extraordinară. Deja știa cam ce vreau, eu îi spuneam vreau un hotel în centrul orașului, n-am nevoie de 15.000 de stele, eu nu stau deloc decât să dorm în hotel. Și în rest umblu. Și umblam cât puteam de mult. Pe urmă am încercat și circuitele. E drept că stângace la început, pentru că eu recunosc, sunt puternică și nu prea să-mi zică mie cineva ce să fac. Nu, eu cam fac ce vreau eu. Și atunci mi s-a părut un pic, a trebuit să las de la mine. Și mi s-a părut foarte bun exercițiu ăsta. Să învăț, să fiu flexibilă și să fac parte dintr-un grup și să nu las să iasă nimic din personalitatea mea. Și vreau să spun că de cele mai multe ori în grupuri eu sunt primele zile cea mai tăcută. Nu spun nimic, nu vorbesc în general, că eu la cât vorbesc eu de felul de meu, obicei, da. Așa, acolo prefer să nu vorbesc și nu le spun cine sunt, ce fac, cu ce mă ocup, nimic. Dar se întâmplă ceva care scoate din mine micuțul tasmanian și atunci ajung să mă cunoască. Și mi-am făcut prieteni foarte mulți și s-a nimerit să călătoresc cu ei ulterior și e o bucurie. Adică în afară de locurile pe care le vezi și experiențele pe care le trăiești, e și o bucurie să cunoști oameni diferiți de tine. Fiecare în raport cu ce au trăit și... Dar călătoria aia ta e o călătorie a ta. Și când învățăm pe copii despre călătoriile astea inițiatice. Da, voiam să te duc către copii, că le povestești copiilor. Vai de mine, deci copiii abia așteaptă să mă întorc. În primul rând mă întreabă mereu unde plec. Și am o regulă de aur pe care eu le-o spun și lor și o recomand tuturor. Să nu spună când pleacă undeva, unde merg. Pentru că mie mi se pare că tu trebuie să fii primul care să te minunezi de ceea ce vezi și tu trebuie să fii primul care deschizi ușa aia de pe culoar. Tu în clipa în care spui tuturor o să mă duc să urc pe Everest, deja toată lumea îți dă și sfaturi și cum să faci și nu știu ce și a mers un unchi, a făcut nu știu cine. Nu, eu vreau să mă surprindă lucrurile. Și nu vreau să spun că eu nici acasă nu spuneam, deci aveam adevărate discuții, că toată lumea zicea că sunt mult prea secretoasă, în sensul că eu nu le spuneam până în seara de dinainte de a pleca. Vedeți că mâine plec, lăsam tot în ordine și vedeți că mâine plec, o să lipsesc atât. Și acum de la o vreme le zic, numai lor, în rest nu spun când plec. Prietenilor foarte apropiați le scriu din aeroport, le spun o să plec o perioadă de timp, dar tot nu prea spun unde. Eu și încep să spun când mă întorc. Când mă întorc, întotdeauna postez, întotdeauna scriu și întotdeauna le povestesc. Chiar copiii sunt fascinați. Am foarte mulți copii și prieteni care au mers pe urmele mele pentru că au fost încântați. De exemplu, acum e o bună prietenă de-a mea, Dora, care călătorește prin Franța și postează exact de unde am fost eu și am sentimentul, i-am și scris azi dimineață, am sentimentul că nu m-am întors pentru că văd exact locurile pe unde am umblat și mi se pare fascinant. Da, nu spun niciodată unde plec. Mi se pare că, indiferent cât aș vrea, nu că sunt secretoasă, dar mi se pare că astea sunt niște lucruri intime. Oamenii n-ar trebui să facă dintre asta, nu știu cum să spun așa, să le pună pe tapet. Lasă, trăiește-ți întâi totul. Vezi cum e. Nu te lăuda cu ceva care nu l-ai făcut încă. E ca și cum ai spune că ai cucerit ceva. N-ai cucerit nimic, nici n-ai pornit la drum. Așteaptă să vezi. Și de asta sunt. Mi se pare că dacă aș vorbi, nu mi-ar mai ieși. Și atunci nu. Ai câteva locuri pe listă de așteptare? Da. Adică sunt locuri pe care ai vrea neapărat să le vezi? Am atât de multe locuri pe care vreau să le bifez și
Dacă ar fi să le dau un sfat oamenilor, le-aș spune să înceapă să călătorească mult mai repede decât am făcut-o eu și să nu-și facă probleme. Știi, lumea zice, a, dar îți trebuie mulți bani. Nu, nu-ți trebuie mulți bani, pentru că poți să călătorești și cu puțin și cu mediu, poți să călătorești foarte scump. Tu îți alegi ce vrei, că și, de exemplu, și firmele de turism sunt firme exclusiviste, dar sunt și firme de masă. Deci tu trebuie să te gândești ce vrei. Vrei un anume tip de călătorie care să însemne numai lux, confort și... Da, eu nu fac parte din generația de consum. Cei care sunt, se simt îndreptățiți să consume și să aibă tot ce e mai bun și că viața asta e, ce contează, ce e după noi. Pentru că, vezi, timpurile grele au format niște oameni puternici și care înțeleg rostul anumitor lucruri. Acum lucrurile sunt mai superficiale și să nu ne mirăm că copiii noștri, nu știu cum o să fie pentru nepoți, dar copiii noștri simt nevoia, nu generalizez, dar în mare, copiii noștri sunt cei care consumă ceea ce noi am adunat cu dificultate, deci și cu niște sacrificii. Am rămas cu meteahna asta de a fi calculată. Nu mă duc să fac shopping, nu e genul meu, nu. Eu nici în România nu sunt un fan cu cumpărăturile, mi se pare foarte obositor și o pierdere de timp să stau să mă uit la niște cârpe în magazine. Nu, mi se pare că intru în magazin și ceva mă cheamă și mă duc direct la aia, nici nu probez niciodată. Am luat-o de pe ăsta, de pe umeraș și am plecat. Deci asta spun, călătoriile astea nu înseamnă mulți bani, dar sunt locuri pe care fiecare dintre noi trebuie să le bifăm. Și cam ce ai vrea tu să... Ce aș vrea să văd neapărat este Noua Zeelandă, Tasmania, Australia. Aș vrea să văd Africa de Sud, aș vrea să văd Iranul. Și aș vrea în general zona asta cu Georgia, cu... M-aș duce neapărat în Chile și să văd Columbia, să văd Ecuador, America Centrală, adică sunt, îmi doresc Groenlanda, grozav de mult, și insulele Feroe, adică mă duc acolo unde natura mai există fără să fie atinsă de om foarte tare. Deci asta este ceea ce mă fascinează, ce îmi doresc. Nu m-aș duce în niște locuri care sunt deja, cum să spun, statement, știe lumea de ele și nu mă tentează. Și mi-am dat seama, de exemplu, acum am fost în turul ăsta al Franței, dar practic am fost pe Tivul Rochei, așa, am făcut coaste și când am ajuns la Paris nu m-am mai regăsit, aș fi vrut să se termine înainte de Paris ca să rămân doar cu gustul acela. Vezi, Europa nu m-a tentat. De exemplu, acum am ajuns să fac Europa pentru că eu tot timpul m-am gândit să fac locuri cât mai îndepărtate, cât mai pot. Că nu știi niciodată cât e pe Mosorel, când se întâmplă ceva. Îți spun sincer că mulțumesc, nu știu, divinității că am avut șansa să văd niște locuri, pentru că uite, acum nu mai poți. Și am rămas cu ele nebifate pentru că uneori n-am avut posibilitatea, alteori a depins de altcineva, m-am lăsat pe mine ca să plece altcineva drag, sau așa a fost conjunctura. Nu e ușor totuși, vreau să văd Japonia, adică, dar aș vrea să o văd Sakura, să o văd primăvara. Adică aș vrea să văd toamna, dar Canada să o văd toamna. Adică sunt locuri care încă mă așteaptă, sunt acolo și știu că o să le vină rândul. Și deși am zis că nu m-aș întoarce niciodată pentru că nu vreau să mă întorc, dacă ar fi să mă întorc, sau locurile care m-au făcut să fiu altfel și să vibrez într-un fel în care n-am mai simțit în alte locuri, cu siguranță Norvegia, și sunt sigură că am fost viking.
Mi-aduc aminte când am făcut drumul trolilor, care este unul așa dintre cele mai complicate drumuri din lume, pentru că este nac de păr, cu multe curbe de astea și serpentine. În primul rând, când ni s-a spus dimineața, astăzi mergem pe drumul trolilor, eu am simțit o emoție pe șira spinării, ceva de neimaginat, și am simțit nevoia să plâng. Iar acolo, fiecare cotitură și fiecare autocarului, știam ce urmează. Deci sigur am fost viking într-o altă viață și sigur am făcut drumul ăla. Știam fiecare pietricică și, deși habar n-aveam, vedeam pietre puse unele peste altele, cum așa, la un moment dat am simțit nevoia să fac același lucru, dar într-un loc departe, la un ghețar unde nu era niciun grup de pietre, și mi-aduc aminte că am și fotografiat asta și m-am gândit la tatăl meu, care murise. Și când am ajuns jos, când am ajuns într-un oraș civilizat și am prins un ghid, un ghid norvegian, am întrebat ce semnificație are. Și mi-a zis, vikingii când plecau la război, fiecare își punea către o piatră de asta plată, frate, tată, unchi, una peste alta. Și cei care se întorceau își luau piatra. Și restul rămâneau acolo să stea de veghe pentru totdeauna. Și m-am gândit, zic, uite, tata care murise, și zic, uite, m-am gândit la ea și mi-a zis, uite, ceva din mentalitatea lor o am, dar da, au fost locuri în care m-am simțit ca peștele în apă și am simțit că știu cum să ajung acolo, știu, și în Danemarca am avut sentimentul ăsta, știam exact că dacă fac la dreapta e o cafenea și așa era. Aproape mă speria chestia asta, dar mi se pare fascinant. Noi, de fapt, cu siguranță, am mai călătorit, am făcut drumurile astea. Și până la urmă, drumurile le fac oamenii. Și eu sunt sigură că ne cheamă drumurile unde noi am trăit niște lucruri. Și că ca să revedem și exact, să retrăim în acel moment. Că sunt niște amintiri, că sunt niște oameni, că sunt niște momente speciale din viața ta, da. La fel, de exemplu, o emoție copleșitoare am simțit când am ieșit din canion la Petra. Deci am făcut tot canionul pe jos și pereții înalți, eram singură, nu eram cu nimeni. Și pereții înalți și culorile alea tulburătoare de somon și de... Și fiind singură, nu știam că urmează să ies în fața... Deci apa n-aveam că s-a terminat, că nu îți dădeai seama niciodată. Și tot mergeam cu gândurile mele și la un moment dat s-a făcut o lumină în fața mea. Și când am văzut clădirea aia emblematică de la Petra în fața mea, efectiv mi-au dat lacrimile. Dar nu de emoție că am ajuns acolo sau că... Nu! Cred că se întâmplase ceva acolo. Ceva care mă emoționase cândva. Și m-am întors. De asta trebuie să mergem. Trebuie să mergem să ne compunem la loc. Că noi suntem un sumum de emoții, de trăiri. Auzi, dar cam de la ce vârstă să începem? Acum depinde, că unii sunt maturi de mici, unii nu sunt maturi niciodată, ce să spun. Pentru fiecare asta este când simte el că poate să plece. Să pleci și să încerci să-ți iei cu tine sufletul de fiecare dată și să te întorci mai bogat, îl faci pe suflet mai mare, mai frumos. Și cu toate amintirile pe care poate le-am lăsat acolo cândva și acum ne întoarcem cu ele. Câteodată mi se întâmplă, eu când călătoresc, mie nu-mi cumpăr neapărat, dar întotdeauna cumpăr celor dragi. Și de zilele astea era nepotul meu îmbrăcat cu un tricou și mi s-a părut imaginea cunoscută, dar probabil că a fost o fracțiune de secundă când l-am văzut în magazin și i-am zis, stai să văd ce scrie pe tine. Și că era cu un ursuleț polar și nu știu ce, și scria că cineva a mers pentru tine, era în engleză, dar eu vi-l spun în română, cineva a mers până în Alaska
să cumpere tricoul ăsta pentru tine ca să-ți arate cât de mult te iubește. Da, și mi-a zis, Doamne, cât de frumos! Da. Și mi-aduc aminte că de la Ușoaia, de la capătul lumii, deși fiului meu niciodată nu știu ce să-i cumpăr, pentru că mi se pare că are de toate și oricum nu mai ne potrivim la gusturi, e clar. Asta probabil că știi și tu și știu toți părinții că nu-i găsim pe aceeași lungime de undă cu noi. Dar atunci, acolo unde s-a terminat tot și nu mai era nicio palmă de pământ, din ultimul magazin de acolo, i-am cumpărat un tricou pe care scria că este la capătul lumii. Și lui, și lui cel mic, și mi s-a părut extraordinar pentru că s-a bucurat. Iar cel mic chiar a înțeles că am fost acolo și că asta este pentru el. Și da, sunt lucruri extraordinare. Mă uit la ele și mă bucur. Am un pinguin mic, mic, mic de tot din Ușoaia. Am unul din Chile, că e piatra lor, lapis lazuli. Din coace este din piatra specifică argentine, rodocrosit. Așa, și am trei pinguini micuți care o să-mi aduc aminte toată viața că am fost acolo, pe ultima insulă cu pinguini, de unde nu mai e nimic. Frumos. Și pentru că data trecută nu am avut timp să ne luăm rămas bun. Trebuie să ne luăm rămas bun. Cred că mai avem, cred că, 3 minute. Știi ce am mai făcut deosebit? Așa? Stai să spun ce am mai făcut deosebit. Când am ajuns la Cap Nord, Nord Cap, de fapt, în Norvegia, deci în Nord, sunt incredibili norvegienii. Ei la nivelul solului din cauza vântului nu au decât un parter, dar în interior până la minus 3, 4 de toate, restaurant, magazine, capelă, muzeu, tot ce vrei. Am vizitat eu tot ce vrei acolo. Lumea, restul din grup s-au dus să mănânce, să bea o cafea. Ce crezi că am găsit eu acolo? Un pian. Un pian cu coadă. Și am zis, Doamne, nu e adevărat. Zic, e butaforie. Stai să deschid. Am deschis, am apăsat o clapă, cânta. Doamne, zic, de ce ar aduce cineva un pian acolo? Și m-am așezat la pian, am deschis capacul și am cântat la capătul lumii. Deci ce pentru frumos. Mine a fost extraordinar. Era și soarele, era și luna pe cer. Era senzațional. Niciodată n-am să mai trăiesc așa ceva. Și sunt foarte fericită că m-am dus acolo să trăiesc asta. Poate în altă viață. Și te rog să le dai un mesaj telespectatorilor acum pe final. Neapărat să călătoriți. Să călătoriți și să duceți cu dumneavoastră toate visele frumoase și toate speranțele și să călătoriți așa cu sufletul înainte de a călători cu bagaje și cu... Nimic nu contează. Până la urmă, cu ce rămânem sunt impresiile astea, amintirile, fleacurile care au făcut atunci ca un lucru mic să devină deodată extrem de important pentru tine. Bucuria aia când te întorci de acasă e ca și cum ai fi citit nu știu câte enciclopedii, te-ai fi întâlnit cu nu știu câți oameni extraordinari și ai fi făcut niște lucruri colosale. Asta e o bucurie pe care nu ți-o ia nimeni. Ce frumos. Pe mine mă fascinezi oricum și de data trecută m-am hotărât să călătoresc și ți-am spus că vreau să mă ieși și pe mine vreau cu tine. Vreau să fac asta. Chiar sunt hotărâtă. Prima pe listă. Da, sunt prima pe listă acolo să, vreau să mă țin să minte. Asta. Îți mulțumesc din suflet pentru că mulțumesc. Ai venit astăzi și ți-ai răpit din timpul tău prețios pentru emisiune. Și eu îți mulțumesc emisiune. Și mulțumesc celor care ne ascultă și sper să ajungă însemnă, cuvintele noastre la sufletul lor. Să fie ceva care să le facă bine. Să fie ceva care să le deschidă o, nu știu, o idee, o speranță, o ceva care să le facă viața mai frumoasă, pentru că, uite, trăim niște Mulțumesc. Vremuri. Stimați telespectatori, până data viitoare, vă urez vizionare plăcută!